alți jurnaliști, reprezentanți mass media, colegi, am luat o ședință. Deci, astăzi m-am invitat aici, în centrul Ministerului Sănătății, ca să vorbim despre primele rezultate semnificative care ne-au obținut la aplicarea noii metodologii de calcul a sumelor compensate pentru medicamente care sunt compensate din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Deci, în luna august, atunci când am preluat mandatul aici la Ministerul Sănătății, am prioritizat acest medicament ca una din directorii de bază a Sănătății Ministerului Sănătății și a Guvernului și am făcut analiza prin accesul la medicamente compensate pentru populație. Deci, ce am observat atunci, că, de fapt, nu era foarte bun acest acces, deci el nu era asigurat la maxima posibilitate și atunci am făcut anumite calcule și de la 1 noiembrie am aplicat o nouă metodologie de compensare a medicamentelor din fondurile asigurărilor de medicină. Ce presupune această nouă metodologie? Deci dacă până acum noi am avut două sume fixe compensate, deci una care adică una era generală și una era maximă. Deci aceasta provoca o anumită neclaritate și pentru calculul, pentru farmaciști, dar și pentru persoane. Ele nu știau dacă, cât va costa până la urmă acel medicament în farmacie sau dacă el va primi gratuit. Deci noi am simplificat această schemă și am făcut-o mult mai simplă și accesibilă pentru farmaciști și pentru pacienți, și anume, deci am înlăturat acele rate de compensare de 70%, 80% și am făcut o rată de compensare de 100% la mediana prețului. Ce înseamnă mediana prețului? Dacă noi avem, de exemplu, 4 denumiri comerciale la o singură denumire comună internațională, atunci 2 din ele vor fi gratis. Dacă avem 6, înseamnă că 3 vor fi gratuite. Deci această nouă metodologie a intrat în vigoare de la 1 noiembrie și cred că aici o să ofer cuvântul domnului director de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, ca el să ne vorbească despre acele rezultate care le-am obținut prin aplicarea acestei metodologii noi. Mulțumesc, doamna secretar de stat, stimată audiență. Noua metodologie în ceea ce privește și noua abordare în ceea ce privește medicamentele compensate, conform cifrelor Companiei Naționale de Asigurări Medicină, au dat rezultate pozitive. Astfel, pentru 11 luni ale anului curent, au beneficiat de medicamente compensate 712.000 de pacienți, dintre care 12.500 beneficiari noi, doar în luna noiembrie anului 2021. Cheltuielile din Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru preparatele compensate eliberate în perioada respectivă s-au mărit cu aproape 9 milioane de lei. Deci 9 milioane de lei față de luna precedentă, adică față de luna octombrie, când era în vigoare metodologia veche, cifra totală atingând în luna noiembrie 63 milioane lei. Cea mai mare pondere a cheltuielilor revine preparatelor cardiovasculare, pentru care în luna noiembrie s-au alocat cu 4,4 milioane lei mai mult față de medie pe 10 luni ale anului 2021. De asemenea, în noiembrie, cheltuielile pacientului pentru medicamente parțial compensate destinate tratamentului bolilor cronice a scăzut cu 57,3%, iar numărul de denumiri comerciale de medicamente oferite practic gratuit s-a dublat, adică de la 92 de poziții până la 172. Deci, în luna trecută a fost prescrisă și valorificată în farmacii aproximativ 324.000 rețete pentru medicamente parțial compensate, adică cu 17.000 rețete mai mult față de media pe 10 luni ale anului 2021. Aceste cifre vorbesc despre eficiența noii metodologii și despre faptul că sporește accesul populației la medicamente și la realizarea drepturilor persoanelor asigurate în acest domeniu. Mulțumesc! Da, și aș vrea, cred că, să vă dau niște exemple care, de fapt, ne demonstrează că acest acces s-a îmbunătățit. Deci, cum a spus și domnul director, cele mai mari schimbări s-au fost obținute pe maladii cardiovasculare. Deci,
Acestea, de fapt, maladiile cardiovasculare și sunt cea mai mare pondere a maladiilor cronice sau povara maladiilor cronice asupra populației în Republica Moldova. Și iată, de exemplu, dacă pacienții pentru rozuvastatină, deci un preparat important pentru prevenirea complicațiilor maladiilor cardiovasculare, plăteau anterior circa 100 de lei per o cutie, da, per un ambalaj care este necesar undeva pe o lună. Deci acum, în luna noiembrie, pacienții au plătit mai puțin de 20 de lei. Pentru altă rozuvastatină, care, adică altă denumire comercială, deci dacă se plătea 92 de lei, acum pacienții plăteau doar 10 lei. Pentru acidacetil salicilic cardio, da, sunt un preparat foarte important pentru, iarăși, pentru prevenirea complicațiilor, dacă s-a achitat 38 de lei, anterior, deci acum se achită 7 lei, iar pentru altă acidacetil salicilic, care este mai ieftin, se plătea circa 9 lei, deci până acum deja pacienții nu achită nimic. Deci, și cum a spus și domnul director, deci numărul celor medicamente care de fapt se oferă gratis pentru pacienți s-a dublat, deci el a crescut foarte mult. Eu vreau să vă spun că de fapt acest mecanism de medicamente compensate a fost introdus în 2005, atunci când a fost introdusă prima listă de medicamente compensate. La moment ea avea doar 35 de denumiri, acum avem 159 de denumiri în această listă. Și aici acțiunile Ministerului Sănătății de comun cu Compania Națională de Asigurări Medicină nu se termină. Deci acum avem pe rol și alte acțiuni, activități cu care vom veni în curând în spațiu public și le vom anunța, menite să asigure accesul mai bun a populației atât la medicamente compensate, cât și la dispozitive compensate. Iar de asemenea suntem în pregătire pentru valul următor al COVID, care este prognozată în următoarele luni, și suntem în proces de reevaluare a listei de medicamente compensate oferite pentru tratamentul COVID. Și vreau să vă spun că ducem negocieri cu producătorii de medicamente ca să asigurăm prezența pe piață în medicamente compensate sau oferite cu titlul gratuit populației, acelor două comprimate care au fost autorizate recent atât de Merck, vorbesc de Molnupiravir, cât și de Pfizer Paxlovid, deci medicamentele care sunt primele înregistrate pentru tratamentul la domiciliu sau formelor ușoare și moderate a COVID-19. Deci depunem efortul maxim ca să asigurăm prezența acestor medicamente în curând în farmaciile Republicii Moldova, ca pacienții să poată să beneficieze de ele. Fiindcă accesul la medicamente, de fapt, nu înseamnă doar prezența fizică, dar și accesul economic, atunci când pacientul nu are cheltuieli catastrofale din cauza faptului că el administrează medicamente. Deci este cam atât ce am vrut să vă spunem astăzi la acest subiect. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență și dacă sunt careva întrebări, suntem gata să le răspundem. Vă mulțumesc! Dacă întrebări nu sunt, atunci colegii noștri de la presă, deci vor oferi și un comunicat astăzi, unde vor da mai multe cifre la acest subiect. Și dacă vor apărea întrebări pe parcurs, deci așteptăm întrebările noastre pe e-mailul presii sau puteți direct să ne contactați și pe noi ca să vă oferim răspunsurile. Vă mulțumesc, vă dorim o zi bună și sărbători fericite! Cele bune!